Tu ești recunoscut ca fiind avocatul lui Sebi Ghiță de ani de zile. Te întreb altfel. Participă și Sebastian Ghiță la Rapid cu bani? Nu, Doamne ferește, nu. Nu. Dar te-ai gândit vreodată să-i propui să vină ca finanțator? Nu, noi am avut discuții legate de modalitatea în care el, având o experiență în zona de basket unde a făcut performanță, mi-a dat niște sfaturi apropo de relațiile cu galeria, de relația cu clubul, cum poți să faci niște lucruri. Și acum, în ultimul timp, am mai vorbit despre eventual jucători din Serbia și jucători care, în situația în care am fi fost în Liga 1, să fi putut fi... Interesant. Deci el are în zona aia relații și pe plan sportiv, în zona de fotbal. Da. Probabil e foarte bine relaționat și astea au fost discuțiile, nu altele. Da, ți-a spus vreodată, domnule, stau și eu și mă gândesc dacă promovați, poate vin și eu să vă ajut cu niște bani? Nu. Niciodată nu cred că o să mai investească într-un sport. Iar dacă va investi vreodată în sport, va investi în basket pentru că ai pasiunea lui. Nu. Fotbalul nu cred că e niciuna dintre priorități.